fără veste. Înserarea se lăsase. Universul își îmbracă mantia întunecoasă. Câteva lumini mai arde cu seară într-o casă, dar apoi se sting și acestea în tăcerea ce se lasă. Adâncite în somn și în vise, lumea pare cufundată. Numai paznicii cetății și străjerii mai veghează. Străjerii vorbesc în șoaptă și pe ziduri dau ocol. Prima strajă e trecută și întunericul e gros. Câte nopți n-am stat de veche, însă parcă până acum nici o noapte așa de lungă parcă nu mi s-a părut. Ia priviți, parcă e minune. Într-o noapte așa târzie licăresc câteva raze într-o casă de lumini. S-au apropiat de casă și-și aduc aminte acum. O, da, aici e o daie în care mirele ne-a spus că și-a lăsat 10 pecioare să vegheze neîncetat. Poate vine în ceas acesta, poate vine în celălalt. Nu zadar acestui mire îi se zice minunat și-a lăsat 10 pecioare să vegheze neîncetat. Ce îmbrăcăminte albă și ce candel i s-a dat, că văzând nu-ți vine a crede să visezi, nu e real. Câteva încep să cânte, vino mire minunat, că e greu întoi de noapte să vegheți neîncetat. Vino că ne compleșește întunericul și somnul, vino clipă mai degrabă și ne împlinește dorul. Celelalte 5 răspunse, o, ce trudă e pe voi! Rezemați-vă cu capul, ațipiți cum facem noi. Cine știe când e ceasul, mirele o să apară și mă istoviți de dorul tot veghind o noapte întreagă. Și atâta rugăciune și veghere ceas cu ceas, când vom auzi strigarea, cu toți vom întâmpina. Nu vorbiți așa, fecioare, cât a fost, nu va mai fi. Ferice va fi de robul care va găsi veghin. Însă vezi cu toată truda și dorința împlăcărată, iată-le pe toate 10 ațipite dintr-o dată. Candele lor aprinse abia mai fumegă. Ațipisem, zise una, însă inima-mi vedea. Parcă i-auzisem vocea preubitului nosmire, ce bătea mereu la ușă și spunea ca să-i deschidem. Ti s-a părut, zise una, ce dormise o noapte întreagă. Eu n-am auzit nimica, niciun zvon și nici o șoaptă. În tăcerea ce apasă, stând atent, privind la semne, parcă se desprinde o șoaptă. Când vei vedea toate acestea, nu va fi nicio zăbavă. Străjerii, stând pe ziduri, se întreabă și răspund. După semnii apărute, miezul nopții e acum. Ia privit în înălțime, un luceapăr se coboară. Nu-i luceapăr, nu e luna, nu e stea strălucitoare, este mirele ce vine, îmbrăcat în slavă mare. Sună trâmbița într-una și din ce în ce mai tare vine mirele fecioare, ieșiți într-un tâmpinare. 5 au fost mai înțelepte și-au ieșit în grabă mare, ovotind și-n plâns și lacrimi că vegherea lor se gată. Candelor aprinse par acum mărgăritare, ce-n raza de lumină reflectă lumină mare. Unde sunteți voi, fecioare, ce-ați vegheat întoi de noapte? În sfârșit, sosiva clipa, pe mine să întâmpinați. Celelalte încep să strige, geluindu-se deodată. Ce să facem? Ce să facem? Unde lemnul li se gată? Candele ni se sting, rezervă nu avem deloc. Dați-ne din ale voastre, îndurați-vă de noi! Vai, mare nenorocire! Cum de-am putut dormi când în candelă unde lemnul era mai pe sfârșit? Celelalte 5 răspunse, nu vă mai rugați de noi, alergați unde se vinde, cumpărați-vă și voi!
Mirele în impasie până în odaia nunții și a strigat: intrați pe șoare ce ați vegheat în toi de noapte, intrați și ocupați locul care este în partea dreaptă și uitați răcoare nopții și vegherea îndelungată. Ușa s-a închis deodată și un glas s-a auzit: pentru neamul pe vecie ușa harului s-a închis. Dar deodată se aude ciocănii mereu la ușă: Doamne, te rugăm deschidere, că și noi am fost dintre acelea ce pe tine te așteptară, au și haine albe și unde rămân sfânt odată. Din lăuntru li se zice: nici de cum nu vă cunosc. Nimeni din an nu intră niciodată în acest loc. Pentru voi de cazul mare e un loc de bucurie. Deci ia-ți nesocoti porunca. Când vi s-a spus dar de veghere, în tăcerea ce apasă, stând atent, privind la semne, parcă se desprinde o șoaptă, când vei vedea toate acestea, nu va fi nicio zăvară. Strășenii stând pe ziduri, se întreabă și răspund: este vremea în care ochii să ne ridicăm în sus. Este vremea în care Domnul printre astăzi se apare, că mai sunt câteva clipe să răsună mers de noapte. Biserică, nu te lăsa adormită, mai vechează! Nu știi clipa, nu știi ceasul când Iisus o să apare. Scoate-ți pasta din suspire, ochii spală-ți de somn și ascultă în toiul nopții cum răsună un ecou: vin curând! Se aude șoapte glasul celui prea iubit: strigă azi ca niciodată, amin, vino Doamne mai curând. Amin. În curând, când avei cântul ce n-ai cântat niciodată, când vei pune pasul liber sus în veșnica ai cetate, în curând vei zice adio plânsului pe totdeauna. Merg să mă întâlnesc cu Domnul, că mă așteaptă în cer cu luna. Atunci va fi timpul să te odihnești de toate, când vei pune pasul liber sus în veșnica ai cetate. În curând vei zice adio plânsului pe totdeauna. Merg să mă întâlnesc cu Domnul, că mă așteaptă în cer cu luna. Până atunci, veghează într-una și prin vânt și prin furtună, ca la capătul cărării să te alegi cu o curună, mijlocul să fie încins și privirea ridicată înspre ceruri, că de acolo vine izbăvirea noastră. Când e noaptea mai adâncă și vei simți răcoarea din trâmbița lui străjerul, va vesti întâmpinarea. Ferice va fi de robul care va găsi veghin, căci cu Iisus pe vecie se va bucura la nuntă. Uleiul și candela să veghesc ca să ne ardă și doctorie pentru o strădare. Picioarele-n zimita voi.